în Gubici. Probabil pentru a folosește principiul rotației jucărișa. Pițian depășit, Voituș, 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 gol! Iacob Voituș! Greșeala lui Pițian, jucătorul slovac se descurcă admirabil. Voituș a dat impresia că a pierdut momentul favorabil șutului, dar a reușit să-l păcălească acolo pe Martac. Diferența o face însă această preluare de mare atacant. Că se ridică la nivelul pe care l-așteptăm de la Liga 1. Totuși, să ținem cont de circumstanțe, miza enormă, presiunea și în plus terenul greu din cauza ploii. Meciul se termină, victorie pentru Clinceni, 1-0, gol marcat de Voituș, 3 puncte mari.